Crăciun de poveste. It makes you all jolly. Europa FM, prieteni, familie, muzica sărbătorilor de ieri și de azi. Sunt Adriana Sârbu, iar astăzi citim povestea de Crăciun a lui Mickey. În ajunul Crăciunului, Ebenezer Scrooge înainta grăbit prin ninsoarea londoneză. Nu-i plăcea nici Crăciunul, nici să-i ajute pe săraci. Îi împinse pe colindătorii întâlniți în cale și nu le dădu sărmanilor niciun bănuț. Când nepotul său Fred veni să-i ureze Crăciun fericit, Scrooge îl alungă din birou. După o vreme, asistentul lui Scrooge, Bob Cratchit, se ridică de pe scaun să plece acasă. Te pomenești că vrei o zi liberă mâine, bombăni Scrooge. Fie, dar poi mâine să fii aici la prima oră. Mulțumesc, domnule Scrooge, și Crăciun fericit! Îi ură când ieși pe ușă. Ce scorneli, mormăi Scrooge. Seara târziu, Scrooge încuie biroul și pleca acasă. Când se deschidă ușa de la intrare, Scrooge se uită mai bine la mânerul clanței și tresări speriat. Pe ea văzu chipul fostului său partener de afaceri, Jacob Marley. Fața începu să se miște și îl strigă încet: Scrooge! Înspăimântat, Scrooge se năpusti înăuntru, însă imediat stafia fostului său partener îi apăru în față, legată fedeleș cu lanțuri. În seara asta vei fi vizitat de 3 stafii, tună Marley. Ascultă-le, fă ce zic ele, altfel lanțurile tale vor fi mai grele decât ale mele. Adio, Ebenezer! Scrooge se duse la culcare, dar în scurt timp fu trezit de o mică siluetă cu joben. Sunt stafia Crăciunului trecut, îi spuse lui Scrooge. Trebuie să mă urmezi. Dar Scrooge râse. Ia uite ce mic ești, pleacă de aici. Liniște, porunci stafia. Dacă bunătatea ar fi măsura oamenilor, ai fi mai mic decât un grăunte de sare. Ne întoarcem în timp, când Crăciunul nu era o scorneală. Stafia îi ordonă lui Scrooge să se prindă de pulpana redingotei sale. Amintindu-și cumplitul avertisment al lui Marley, o ascultă. Ferestrele se izbiră de perete și cei doi începură îndată să zboare peste acoperișuri, plutind agățați de umbrela duhului. Aterizară curând lângă o casă luminată puternic. Colindele de Crăciun umpleau văzduhul. Uitându-se pe fereastră, Scrooge nu-și putu crede ochilor. Ei, dar e Isabel, strigă amintindu-și deodată de fata pe care o iubise odinioară. Dar cu cine dansează așa de veselă? Bărbatul acela ești tu, Scrooge, răspunse stafia. Pe când erai bun și vesel? Apoi stafia îl purtă pe Scrooge într-un alt loc. Acolo, Scrooge, cel de acum mulți ani, stătea la un birou acoperit de bani. Isabel era în fața lui cu ochii în lacrimi. De ce plânge, Isabel? Întrebă el. Își aminti atunci că îi luase casa când ea nu putuse să-și plătească dările și refuzase să se însoare cu ea. Pe negândite, Scrooge se trezi înapoi în patul său. Crezu că visase, dar gândurile îi alunecau spre Isabel și cum distrusese el iubirea lor din cauza că fusese orbit de goana după bani. Scrooge își înfundă capul în pernă și hohoti amarnic. În timp ce plângea, simți o mână grea pe umăr. Se ridică și văzu lângă pat un uriaș înfricoșător, îmbuibându-se ca la ospăț. Sunt stafia Crăciunului prezent, tună el. Nu e timp de pierdut. Și îl înșfăcă pe Scrooge băgându-l într-un buzunar. Apoi împinse în sus acoperișul și păși afară ca și când ar fi ieșit dintr-o căsuță de păpuși. Scrooge trase cu ochiul din buzunarul uriașului. Mă întreb unde mergem, își spuse. Stafia îl scoase afară pe Scrooge, apoi smulse un felinar din pământ ca să-i lumineze calea în timp ce mergea. Ajunseră în scurt timp la o casă dărăpânată. Ce cocioabă îngrozitoare! Exclamă Scrooge. Cine ar trăi aici? Poate doar un cercetător. Uită-te mai atent, Scrooge, și spune-mi ce vezi, zise stafia. Scrooge își apăsă fruntea de geam și privi cu luare aminte. Dar ăsta e Bob Cratchit, funcționarul meu, spuse el surprins. Aici stă? Iată cum trăiește el mulțumită generozității tale. Iată și mâncarea pe care și-o permite în ajun de Crăciun familia lui. Îl mustră spiritul. Sărmana familie Cratchit era la masă, împărțind cea mai mică gâscă pe care Scrooge o văzuse vreodată.
Deodată totul se întunecă, iar Scrooge se trezi singur în timp ce clopotele băteau în depărtare. Din senin, un fum gros îl învălui, îndesindu-se atât de mult încât nu mai fu în stare să vadă nimic în jur. Fumul îi intră în nas și îl făcu să tușească. Când negura se risipi, Scrooge se trezi într-un cimitir. Scrooge ridică privirea și văzu că nu mai era singur. O umbră înspăimântătoare, cu chipul ascuns de o mantie, stătea tăcută în fața lui. Ești stafia Crăciunului viitor?" se bâlbâi Scrooge. Spune-mi, ce se va întâmpla cu micul Tim?" Stafia îl privi pe Scrooge, apoi ridică brațul, arătând în zare. Scrooge privi în direcția aceea și îi văzu pe Bob Cratchit și pe familia lui adunați în jurul unui mic mormânt. N-am mai văzut așa o înmormântare," spuse unul din ei. Niciun prieten, nimeni care să-l petreacă pe ultimul drum." Scrooge privi în mormânt și întrebă stafia al cui era. E chiar al tău, Ebenezer?" râse duhul și mantia îi căzut de pe față. Nu, mă voi schimba!" țipă Scrooge. Deodată se auzi un clopot, iar când Scrooge deschise ochii, strigă de bucurie. Era înapoi în dormitor! E dimineața Crăciunului!" exclamă. Își aruncă pe el haina și pălăria, gonind spre ușă. Alerga pe stradă urându-le Crăciun fericit tuturor celor pe care îi întâlnea în cale. Scrooge îl opri și pe nepotul său când îl văzu apropiindu-se într-o trăsură. Fred fu așa de surprins de buna dispoziție a unchiului său, încât mai să pice pe jos. Făcându-i cu mâna, Scrooge își văzu de drum spre casa lui Bob Cratchit. Cioc, 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 pătu Scrooge la ușa angajatului. Bob deschise și rămase mut de uimire. Apoi fața i se lumină într-un zâmbet larg și îi spuse lui Bob că îi dădea o mărire de salariu și că adusese mâncare și jucării pentru familia lui. Bob Cratchit nu-și putea crede ochilor. Mulțumesc, domnule Scrooge! Crăciun fericit, Bob, spuse Scrooge în timp ce copilașii țopăiau de bucurie. Un miracol de Crăciun! Să fim cu toții binecuvântați, rosti micul Tim. La finalul oricărei povești ne așteaptă o nouă poveste. O descoperim împreună mâine seară la Europa FM.